Meteorologii au emis o nouă avertizare de tip cod portocaliu de vijelii, grindină și ploi torențiale pentru 25 de județe din țară, printre care și Suceava. Avertizarea a intrat în vigoare în după-amiaza zilei de joi și este valabilă până vineri. Vremea rea nu ne lasă în pace nici în perioada imediat următoare. Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare de tip cod portocaliu de ploi torențiale, grindină și vijelii, valabilă până pe data de 28 iunie. Avertizarea vizează Maramureș, Moldova, Crișana, Transilvania, local în zona Banatului și nord-estul Munteniei. Se vor înregistra intensificări puternice ale vântului cu frecvente descărcări electrice, vijelii și ploi torențiale. În nord-vestul teritoriului se va semna la grindină de dimensiuni mari și medii, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 40 de litri pe metrul pătrat și izolat 50-60 de litri pe metrul pătrat.